Iubiți frați, surori și prea iubită familie care cu inimile cernite de durerea despărțirii, ocazia aceasta nedorită ne-a adunat pe toți într-o sărbătoare de despărțire. Harul lui Dumnezeu mi-a fost dat și mie să fiu aici la Sacramento și împreună cu dumneavoastră aceste inimi cernite de durerea despărțirii să le putem aduce cu prezența noastră o mângâiere sufletului lor, arătând că ne pasă de ce s-a întâmplat, dar neputincioși nu avem ce face alta decât să plângem cu cei ce plâng. Glorie Domnului Iisus Hristos! În nădejde că bucuria noastră va fi deplină când vom sosi în fața Marelui nostru Mântuitor Iisus Hristos, care va fi împăratul împărăției viitoare, iar noi toți oștenii acei împărății. Glorie Domnului! Să ne ajute Domnul la asta! Acum să vorbesc despre tânărul care a plecat dintre noi. Eu nu știu nici de ce a murit, nici cum a murit. Ce știu, văd, nu-i mai viu, nu-i mai printre noi. Atâta pot eu să știu. În schimb, aceasta ce știu și văd eu, dumneavoastră, toți știți și toți vedeți. Și, cum a zis Solomon, e mai ferice să te duci într-o casă de jale decât într-una de petrecere, că acolo îți aduce aminte de sfârșitul fiecărui om. Întrebarea e, când vrei să te pocăiești? Pentru că aici pe pământ, de aceea trăiești, de aceea ai venit, cum era într-un catechism catolic, că eu am fost la greco-catolici, era un copilaș făcut foarte frumos și o întrebare sub el, fiule, pentru ce ai venit pe pământ? Și răspunsul era să-L slujesc pe Dumnezeu. A sluji pe Dumnezeu însemnează a te pocăi. Uitați-vă la această minunată Evanghelie. E vorba despre doi oameni care au trăit și doi oameni care au murit. Dar ea este o Evanghelie foarte complexă. În primul și în primul rând, ne-l prezintă pe cel din tâi, era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în insubțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. Doamne, iartă-mă, dar eu în viața mea n-am avut numai zile pline de fericire și cu atât mai puțin pline de strălucire. Am avut și zile triste, am avut și zile cu căderi, am avut, așa cum se întâmplă de obicei în vremea noastră, oamenilor deopotrivă, dar omul acesta a trăit o viață foarte frumoasă.
Domnul Iisus Hristos nu-i atribuie aici lui niciun păcat. Dimpotrivă, se îmbrăca în insubțire, în porfiră. Insubțire arăta fapte mari, fapte de neprihănire, fapte bune. Porfira arăta că el trăia ca un rege, că ei purtau haine așa. Cu toate acestea, el n-a vrut să se pocăiască. Repet întrebarea mea, când vrei să te pocăiești, iubit ascultător? Întrebarea fiecărui ascultător mi-ar pune-o, dar de ce a ajuns în flăcări, în iad, dacă a fost așa? Așa ne-l prezintă Scriptura, dar ne prezintă două lacune a vieții lui. Una, nu avea milă de aproapele, și a doua, îi era urât de pocăință și de pocăiți. Și acestea l-a condus în iad. Tu poate cânti cântări frumoase despre Iisus, dar când te pocăiești, tu poate chiar predici, dar când te pocăiești, tu poate vii la adunare și arăți smerit, dar când te pocăiești, omul ăsta era într-o stare de toată lumea lăuda cum trăia. Zilnic, nu la întâmplare cândva, zilnic avea o viață de veselie și strălucire. Vedeți? Băgați bine de seamă la întrebarea pe care vi-o pun în numele Domnului Iisus, când vrei să te pocăiești. Nu că eu sunt penticostal, nu aia e întrebarea, nu că eu sunt baptist, nu aia e întrebarea, nu că eu sunt englez, nu aia e întrebarea, nu că eu sunt român și mă duc la biserica română, nu aia e întrebarea. Când vrei să te pocăiești? Pentru că pocăința are două laturi pe fiecare persoană. Una, pe din afară, trebuie să te vadă oamenii mergând pe drum, mergând cu mașina, oricine te vede să zică ăsta e un pocăit, fără să te cunoască. Portul tău trebuie să arate că tu ești pocăit. Asta e pe din afară. Dar asta nu are garanția veșniciei. Garanția veșniciei are la ceea ce ai în inimă. Dacă tu urăști, dacă ție nu-ți place de cineva, dacă tu în casă n-ai pace și liniște, dacă tu în familie ai dușmănii, dacă tu în biserică nu poți iubi de plin pe cineva, dacă tu nu poți ierta pe cei ce ți-au făcut rău și dacă nu ți-o dat niciodată în minte să te rogi cu lacrimi pentru ca vrăjmașul tău să fie mântuit, tu nu ești încă pocăit. Când vrei să te pocăiești? Vei putea zice, lasă că am vreme. Uite cât a avut vreme tânărul ăsta. La 24 de ani, dosarul lui s-a închis. Se mai poate pocăi? Nu se mai poate pocăi. Cu pocăința care a avut-o, în ziua când Dumnezeu i-a luat sufletul, cu aia rămâne, cu aia se prezintă. Și eu, și matale care mă asculți, când vrei să te pocăiești?
E timpul azi să te gândești adânc că ai făcut un legământ cu împăratul împăraților. E timpul să te gândești că ai jurat că li-ai slujit până la moarte. Și e timpul acum să te uiți în urmă, să-ți privești pașii în valea prin care ai trecut. Ai trăit frumos sau n-ai trăit frumos? E vremea astăzi să te gândești la asta. Lazar, de care e vorba aici, el a fost un om pocăit. Datorită pocăinței lui, el suferea cumplit de o boală, poate cancer de piele, că toată pielea era bube și având pe el numai o haină, buba când se spărgea, apoi rupe haina, că așa se întâmplă dacă ajunge puroi dintr-o bubă pe o haină, imediat s-o mănâncă, rămâne gaură. Cum credeți că era la îndemâna câinilor să-i lenje bubele? Că era toată haina pe el spartă. Și câinii vine stăpânul și le trimitea mâncarea rămasă de la masă, ei mâncau. La Lazar nu-i dădea. Știți, odată cu o ocazie am fost scris la o primă și directorul, când a citit acolo, era bănuț bun atunci, 500 de lei. Mă, l-a pocăit-o și a tras cu roșu. Lasă să-i dea Iisus a lui. Și n-a vrut să-mi dea primă. A venit supărat tehnicianul care a făcut tabelul cu prime. Uite, mă, ce-o făcut, măi, domnul Hozan, mă, te-am trecut cu atât, uite ce-o făcut ăla. Și ce-o zis? O să-mi dea Iisus. Lasă-mă că Iisus îmi dă dublu. Cum? Mâine, poi mâine, trebuie să primesc 1000. Cum? De se întâmplă așa ceva să-mi spui și mie. Și a doua zi, eu la muncă, la serviciu meu, eram cu vagoanele, cu... Numai acasă vine un om și intră în curte. Iasă nevastă afară, unde-i fratele Hozan? E la lucru. Auzi, am adus plicul ăsta pentru el, ia-l. Cine ești? Păi nu trebuie să știi. Păi din către ai venit, dinspre Șugac, nu trebuie să știi. Sau ai venit dinspre Petrești, nu trebuie să știi. Și iar îndemnul să se ducă să pui plicul pe masă în casă. Când se întoarnă, nu-i mai nimeni. Trimite pe copii pe stradă, nu găsește pe nimeni. Și când s-o săsc acasă, nici nu l-o deschis, eu fost frică. Deschid, era 1000. Iau plicul și a doua zi îl prezint la ăsta. Ai văzut, mă? Hristos se îngrijește de noi. Mărească-i să numele. Acum, săracul ăsta era pocăit. De unde știm noi că era pocăit? Va întreba cineva. Apoi ne spune bogatul din flăcări. Și fiindcă era pocăit, bogatul ăsta care ducea o viață așa frumoasă, îi era scârbă de pocăit și cum zic mulți, să se pocăiască tot sacramentul, eu nu mă pocăiesc. Așa zic și el. În casa mea n-are ce căuta pocăitul. Îi flămând acolo pe trepte să-i dea Iisus, eu nu-i dau. Și fapta asta a condus pe omul care a trăit așa frumos la iad. Acum din iad se roagă de Avram să trimită pe Lazar să-și moaie degetul în apă. Nu se poate. Păi de ce? Între noi și între voi o prăpastie mare, așa că nu se poate trece. Nici cu un avion, nici cu un satelit, cu nimic nu poți trece. Pentru că iadul nu e în pământ, cum cred unii.
Nici nu e în vreo planetă pe care noi o vedem. Iadul e în locul de afară. Toate stelele sunt lui Dumnezeu și El a creat un loc în afara stelelor astea. Și stelele astea e numai un rând ce vedem noi, dar ele sunt mii de rânduri și de ceruri. Și asupra acestor ceruri e scaunul lui Dumnezeu, acolo e urechea Lui. Și El de acolo privește să vadă tot ce se face în ceruri și pe pământ. Și te știe zilnic, în fiecare minut, zice Iov, El ne cercetează în fiecare dimineață și ne încearcă în fiecare clipă, adică în fiecare bătaie de ochi. Atât e de aproape, măcar că stă așa de sus. Mărească-i să numele. Și acum vine vremea asta. Nu se poate, nu se poate. Dacă cineva vrea să treacă de la noi la voi, să nu poată. Din câți mă ascultați, dacă ați avea harul și trebuie să aveți harul ăsta să ajungeți în rai, ați vrea să mergeți în iad? Nimeni zice nu, dar eu vă spun că credincioșii care aici pe pământ l-au slujit pe Dumnezeu cum trebuie, ăia vor vrea să meargă în iad ca să mângâie pe ai lor. Dacă cunoașteți pe sora lui Moldovan Mitru, mai numit și Petre, care a fost pe aici și în Arizona, pe aia a bătut-o tată-s-o de zeci și zeci de ori și odată a bătut-o de-o rămas ca moartă. Și totuși s-a rugat pentru tatăl ei și l-a grijit până la urmă, că l-a iubit. Apoi era una doina pe care o bătut-o tată s-o cu lănțugul câinelui de ce s-o botezat și țâșnea sângele printr-o bluzică albă ce o avea pe ea în sărbătoarea respectivă. O căzut jos și când o ridicat mâinile, Iisus să iartă pe tăticu. El i-a dat peste mâini, i-a dat pe ea cu lănțugul, i-a dat cu picioarele și ea striga, Iisus să iartă pe tăticu. Dacă la doina i-a fi dat să ajungă în rai și să-l vadă pe tăticu chinuindu-se, n-ar mere să-l ajute, ar mere, dar să nu se poată. Și dacă cineva din chinuri vrea să fugă la rai, să nu poată. Când vrei să te pocăiești? Azi ai așa libertate, ai atâta mâncare, ai atâtea haine, te îmbraci cum vrei, în negru, în roșu, cum vrei tu. Ai căldură la buton, ai mașină, ai climă în mașină, rece, cald, ce vrei. Dar când vrei să te pocăiești, omule? Îți dai seama că toate aceste binecuvântări te cer să te apropii de Dumnezeu cu mulțumiri, cu smerenie și cu închinare. Nu se poate. Păi dacă nu se poate, am 5 frați în casa tatălui meu, trimite-i acolo. Ce? Păi să te ducă cineva din morți acolo, poate că să pocăiesc. Cine era cei 5 frați? Cei 5 frați erau cele 5 continente cu viață, cunoscute la ora aia. Aia era casa tatălui său, că Dumnezeu nu era tată, de era tată Dumnezeu n-ajungea acolo în flăcări. Diavolul i-a fost tată cu toată viața lui, în aparență frumoasă, dar n-a avut milă și n-a vrut să se pocăiască. Vezi? Trimite-i în casa tatălui meu, că am 5 frați. Erau 5 continente populate la ora aia, dar toată lumea a spus apostolul zace în ce? În cel rău, aia era casa tatălui său.
să le adeverească aceste lucruri de chin, dar s-or pocăi, ca să nu vină și ei în aceste locuri, în aceste chinuri. Scumpii mei, te așteaptă raiul, pocăiește-te. Dacă nu, te așteaptă chinul veșnic. Gândește-te nu la viața asta, ci la viața care vine. Și-mi închei predica mea, că trebuie să mai plec la o biserică. Și în numele Domnului Iisus Hristos, vă rog pe toți ascultătorii, fie că sunteți familia celui care a plecat dintre noi, fie că sunteți numai prieteni și ați venit ca să mângâiem familia, e foarte bine ce ați făcut, dar gândiți-vă adânc la întrebarea pe care o mai repet încă o dată. Când vrei să te pocăiești, că viața ta trece? Cine ești? De unde vii? Poți tu oare ca să știi în ce scop te-ai zămislit pe pământ, la ce ai venit și trăind, la ce trăiești, ce solie tu împlinești? Că tu ești rău, tot tu ești bun, tu ești înțelept, dar tot om nebun. Viața întreagă ți-o petreci, ostenind în lupte seci, cu necazuri, cu sudori, strângi mereu și aduni comori. Și la urmă, caz trântit, te duci sărac cum ai venit. Pleci din lume încredințat că destinul e neschimbat, din neființă pe pământ, dintr-un leagăn, într-un mormânt. Și de aici, mister, abis, viața n-a fost decât un vis. Dar dacă visul îl trăiești frumos, vei împărăți cu Hristos. Amin.